cetățenei cu coș Andrei Ionuț, de bunăvoie și nesili de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeana Grosu Iulia Alexandra? Da. Cetățeană Grosu Iulia Alexandra, de bunăvoie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul cu coș Andrei Ionuț? Da! În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Wow, e superbă. Ați venit, Andrei Ionuț și Iulia Alexandra, în fața Sfântului Altar, în fața lui Dumnezeu, și ați jurat cu mâna pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce că veți păstra legătura iubirii și a unirii dintre voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită. Ați venit pentru că vă iubiți și noi știm că Dumnezeu este iubire și noi răspundem cu iubire la iubirea lui Dumnezeu. Și ați venit pentru că vă iubiți, vă respectați și vă cinstiți și iată că de acum înainte sunteți un trup. Nu mai sunt două drumuri, aveți un singur drum al vieții voastre, scopurile căsătoriei sunt ajutorul reciproc și nașterea de copilași. Ați primit cununi pe creștet, cum odinioară primeau împărații, regii, comandanții de armată după ce veneau biruitori de pe câmpul de luptă. Voi le-ați primit la început de drum, pentru că spun Sfinții Părinți, dacă cei doi, bărbat și femeie, soț și soție, se iubesc, sunt biruitori. Și așa cum este tradiția la noi, la români, noi o păstrăm și spunem așa, să ne vedem la anul și la botez.